Bună ziua tuturor, bună ziua Mirela. Bună ziua, Claudiu. Numele meu este Claudia Vasiloae și va fi hipnooperator pentru Academia Glifasi și împreună cu colega mea Mirela, care va fi suport telepatic, vom prezenta ciclul investigativ numărul 133, protocolul numărul 1. După cum bine știți, vom avea partea fixă și partea investigativă, cu întrebări prestabilite. Nu avem voie să intervenim și partea explorativă în care ne vom analiza mai multe răspunsurile anterioare. Suportul telepatic nu cunoaște tema pentru a nu permite parazitarea. Mirela, relaxează-te. Trei respirații profunde. Voi număra de la 5 la 1. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. O senzație de greutate te poartă spre interiorul tău. Patru. Mintea ta se face din ce în ce mai prezentă. Iar fiecare respirație te va duce în contact cu eterul. Acolo unde informația locuiește. Trei. Și continui să te relaxezi profund. Tot mai profund. Din ce în ce mai spre interiorul tău. Doi. Ești total relaxată și în contact cu informațiile din eter. Mintea ta nu mai este accesibilă. Unu. Voi număra de la 1 la 3 și în timp ce număr, te vei conecta la rugăciune. 1, 2, 3. Și îmi spui ce pricepi, ce percepi sau vizualizezi. Percep o lumină. O energie, o entitate, o lumină care pulsează. O lumină galben-roșiatică, portocalie, care pulsează și se mărește. Pulsează precum inima și se mărește pe măsură ce tot pulsează.
Iar din interiorul acelei energii, ca o cometă, iese o lumină portocalie, o lumină galbenă, puternică. Percep o stare de liniște, de relaxare și pace. O vibrație interioară puternică și liniștitoare. Această energie o simt în tot universul că plutește. Se împrăștie ușor, ușor. Conjoară universul, e frumos, e plăcut. Atât deocamdată. Bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 asculți și directezi ce frecvențe vibraționale sunt produse de practica rugăciunii tuturor religiilor. 1, 2, 3. Cincizeci de mii până la 100 de mii, 150 de mii, cât mai sus. Fiecare vibrație e înălțătoare și puternică. Și percep că ea crește în funcție de deschiderea sufletească a fiecăruia care, a fiecărui om, a fiecărui ins care emite o anume rugăciune. Deci nu rugăciunea în sine are o vibrație, cât deschiderea energetică, deschiderea sufletească și emoțională a omului face ca acea rugăciune să capete o frecvență cât mai înaltă. Și iar percep că sunt anumite rugăciuni, unele la nivel mental, altele emoțional sau și iar altele la nivel sufletesc. Deci deschid anumite chakre. Toate sunt la fel de puternice, doar că una e poate mai puternică decât cealaltă, dar am spus în rugăciunea în sine, felul rugăciunii are o vibrație înaltă, cât deschiderea persoanei care o face, care face acea rugăciune sau oricare altă rugăciune. Cu cât deschiderea omului e mai mare, mai puternică, cu atât vibrația e cea mai înaltă, indiferent de felul rugăciunii pe care o face și de credința pe care o are acea persoană. De puterea pe care o pune în acea rugăciune și în manifestarea ei. La fel percep că totuși cele mai puternice rugăciuni sunt cele care provin de la nivelul sufletului, care deci de natură sufletească, în care chakra inimii se deschide la nivel maxim, acelea sunt cele mai puternice rugăciuni. Și cu un impact puternic asupra persoanei și nivelul de manifestare e proporțional. O percep ca la fel de puternică ca un fulger. Cum fulgerul cade de sus în jos, acea manifestare a acelei rugăciuni pornită din suflet, din inimă, pornește din sufletul omului către univers și se manifestă rapid. Atât. Bine.
Cum vizualizezi sau percepi câmpul energetic al frecvențelor vibraționale produse de rugăciuni? Culorile alb, special culoarea albă sau un galben spre alb, mai corect spus. Au fost și portocalii, dar predomină culoarea albă, galben auriu alb, cam așa. Deci de la portocaliu către alb, tot spectrul. Unde albul pare a fi cea mai înaltă vibrație. Ok. Continuă să observ câmpul energetic produs de diversele practici ale rugăciunii. Există diferențe între frecvențele create de rugăciunile religiilor occidentale față de cele orientale? Nu. La 3 îmi spui ce captezi. 1, 2, 3. Nu există diferență. Am spus și mai devreme, singura diferență e capacitatea omului de a se deschide și felul rugăciunii, de unde pornește, din mentalul persoanei, din sufletul lui sau doar din gură. O verbalizează pur și simplu, fiindcă aude, știe că dacă spune totuși o rugăciune, îi se poate întâmpla ceva. Rugăciunile orientale față de cele occidentale nu au diferență de frecvență. Frecvența diferă în funcție de deschiderea omului. Nu există rugăciuni mai bune sau mai puțin bune, sau mai puternice și mai puțin puternice. Puternică e credința omului, puterea cu care o face, deschiderea și încrederea în el și în faptul că se întâmplă ceea ce își dorește. Și că merită să îi se întâmple ceea ce își dorește. Asta e diferența. Bine. Există condiții, circumstanțe pe care le vezi cum se creează în eter de fiecare dată când o ființă umană se roagă? Da, nu sau doar parțial? Da, există condiții în eter. Observ că se schimbă liniile temporale ale persoanelor care se roagă. În momentul în care ei se roagă, intră în frecvența și în vibrația iertării, compasiunii și iubirii și automat le se schimbă și lor frecvența și condițiile vibraționale, condițiile în care trăiesc și se manifestă. Tot câmpul lor cuantic e modificat. Și cu cât încrederea lor în acele rugăciuni, în faptul, în puterea de manifestare, deci cu cât e mai mare, mai puternică, cu atât schimbarea liniilor temporale sau a vieții lui e mai puternică, mai cu impact și mai profundă. E precum un GPS. Când setăm să ne aducă într-o localitate și știm traseul, în momentul în care spunem și acceptăm anumite rugăciuni, le înțelegem și le emitem cu o deschidere maximă, acel GPS se reconfigurează, GPS-ul vieții noastre, se reconfigurează în funcție de vibrațiile acestea mari, înalte și pozitive și ne se reconfigurează viața și la 180 de grade, în sens pozitiv. Atunci se întâmplă minunile despre care se vorbește și se știe că s-au întâmplat minuni din toate punctele de vedere. De
Deci da, răspunsul există modificări. Există condiții, circumstanțe pe care le vezi cum se creează în eter de fiecare dată când o ființă umană se roagă? Da, nu sau doar parțial? Da. Care sunt acestea? Condițiile sunt în funcție de deschiderea fiecare persoane, fiecărui om, pe care o are în fața acelei rugăciuni, față de acea rugăciune, față de ceea ce crede el în el sau în puterea manifestării acelei rugăciuni. Rugăciunile pot fi la nivel mental, emoțional, sufletesc, sau mai sunt și rugăciuni spuse verbal, doar la nivel de gură. În sensul că se spun rugăciuni doar că așa se știe, că așa trebuie spuse, dar percep că acele rugăciuni nu au acea vibrație crescută, nu au acea putere de manifestare în câmpul cuantic, în câmpul persoanei care emite, care emană acea rugăciune. Percep puterea mare de manifestare a rugăciunii la persoanele care emană acea rugăciune din suflet, de la nivelul inimii. Are o putere de manifestare și o frecvență foarte ridicată, acea rugăciune. Credința omului că se manifestă, se întâmplă acea rugăciune, e deosebit de înălțătoare, de puternică și mare. Da, condițiile ce modifică sunt condițiile în care omul spune acea rugăciune. Cu pasiune, cu dedicație sau superficial. Modul, puterea de a o spune acea rugăciune, modul cum o spune, încrederea, tăria în ea, în acea rugăciune și deschiderea pe care o are în a percepe, în a înțelege, în a emite și manifesta acea rugăciune. Simt la nivelul corpului uman, la nivel vibrațional, dar și la nivelul corpului fizic, la nivelul corpului subtil, modificări de ADN. Vibrațiile acelea puternice înălțătoare îi modifică, îi întineresc ADN-ul și trupul persoanei emitente de rugăciune. Percepția mea e că rugăciunile spuse de la nivelul inimii, chakre inimii, sunt cele mai puternice. Mai percepi sau vizualizezi altceva? Percep și vizualizez un corp de om care atunci, în momentul unei rugăciuni, văd cum se schimbă, cum se modifică, cum întinerește, cum își schimbă frecvențele. În acele rugăciuni observ iertare, compasiune, iubire necondiționată, sentimente foarte puternice că au loc în mintea, trupul, sufletul persoanei, omului care se roagă
Și acestea vin să-i alcalinizeze corpul fizic, să-i alchimizeze toate energiile din trup. Și îl înalță pe acel om. Îl înalță vibrațional. Intră pe vibrația vindecării și a iubirii necondiționate. Îl simt așa într-un val de energie albă, alb-aurie, albă în special. Dar acea energie vine și din trupul lui, dar e și, în același timp și el în acea energie. Deci e și la exteriorul omului și în interiorul lui, în egală măsură. Acea energie vibratorie, pulsantă, energizantă, vindecătoare. Da. Bine. În actul rugăciunii, există diferențe între rugăciunea verbală și rugăciunea mentală? Da. Tocmai spusese mai devreme. Rugăciunea verbală e cea spusă de către persoanele care știu că dacă spun o rugăciune, li se întâmplă ceva. Și percep că, de fapt, nu se întâmplă mare lucru. Dar, sau cel puțin nu odată, ori pe măsură ce repetă verbal o rugăciune de mai multe ori, urcă ușor și la nivel mental și începe să o mentalizeze. Și au loc ceva modificări la nivel mental, în sensul că omul începe să conștientizeze la ce se referă acea rugăciune, și se face un declic în mintea lui. În sensul că înțelege, apare iertarea, percep. Înțelegerea și iertarea la nivelul omului. Eventual și iubirea necondiționată, dar în primul rând înțelegerea și iertarea. Asta e deosebirea între rugăciunea verbală și cea mentală. Cea mentală ne aduce conștientizare, înțelegere, acceptare, iertare și uneori și iubire necondiționată. Uneori spun. Iubirea necondiționată o percep ca venind de la nivelul inimii, chakrei inimii. Iar rugăciunea verbală nu înseamnă ceva, decât dacă e spusă de mai multe ori, ea începe să transmită un impuls mentalului în sensul că să-l facă să fie atent și să asculte ce vrea să spună acea rugăciune verbală. Deci de una singură nu are valoare rugăciunea verbală. Doar atât. Fără o înțelege-o, fără a o conștientiza, fără a o trece prin prisma simțurilor. Bine, Mirela. Ce se întâmplă dacă rugăciunea vocală nu este combinată cu atenția și prin urmare, nu este recitată în deplină prezență? Exact ce spuneam, se întâmplă absolut nimic. E o simplă poezie spusă. Și atât. Niciun fel de vibrație, e neutră, e o poezie doar. Și atât. Acum, la 3, mergi și mai adânc pentru a observa ce se întâmplă cu corpul mental în timpul practicării rugăciunii. 1, 2, 3. Se îmblânzește. În timpul practicării rugăciunii, corpul mental înțelege, conștientizează, devine receptiv, intervine iertarea, înțelegerea și acceptarea.
Ce spuneam mai devreme. Percep liniște la nivel mental, relaxare. Dacă înainte erau parcă lupte, bătălii la nivel mental, în momentul apariției acestei rugăciuni, la nivel mental, fiindcă ea a fost înțeleasă și acceptată, o liniște perfectă. Și iertarea, bineînțeles, e o liniște. Acum, Mirela, da? Observă corpul emoțional în timpul practicării rugăciunii. Corpul emoțional e plin de vibrații. Simt emoțiile acelea pe care le avem când și spunem că ni s-a zbălit pielea pe noi sau s-a ridicat părul pe mână. Asta înseamnă o emoție la nivel, o rugăciune la nivel emoțional. Deci cu corpul emoțional apar vibrații atât de înălțătoare încât asta percep ca furnicături sau tresăriri pe în lungul coloanei vertebrale, o piele zbârlită și o emoție de bucurie, de fericire, de fericire, da, de extaz la nivel emoțional, dar în special tegumentar. Se simt, se percep datorită vibrațiilor frumoase înălțătoare. Fiori, dar fiori pozitivi, frumoși. Fiori. Acum, la sfârșit, observă... Și plâns, percep și plâns, dar plâns de bucurie. Cauza de emoția de fericire și de bucurie. Da, Claudiu. Acum, la sfârșit, observă corpul sexual în timpul practicării rugăciunii. Calmitate, relaxare și pace, percep, la nivel sexual. Percep impulsul acela sexual creator, că e până la, deci nu mai e la nivelul chakrei 1 și 2, e la nivelul chakrei a 7-a. Și de ce calmitate, liniște și pace la nivel sexual. Nu mai e tumultul acela. E de bine, e relaxare. Bine. De echilibru, de împământare și pace, da. Bine, Mirela. Deconectează-te de la informațiile percepute anterior și observă acum ce se întâmplă în câmpul energetic al persoanei care se roagă atunci când rugăciunea este însoțită de diferite prosternări. Percep o energie mai închisă în aura persoanei care se roagă în acest mod.
cu sentimente de umilință. Deci o energie mai joasă. Se simte umilă și umilită cumva acea persoană. E o vibrație scăzută în corpul persoanei respective. Percep un cuvânt de sclav. De sclav, că se simte energia acelei persoane, ca și când ea e sclava și se închină unei superputeri, supraputeri. Și că rugăciunea aceasta o face cu totală umilință. Pentru a îndupleca pe cineva, să-i asculte acea rugăciune și să o ajute. Da, e o vibrație scăzută în corpul persoanei respective. Bine, Mirela, la 3, mai observi sau percepi altceva? Da, mai simteam și neîncredere. Era și un sentiment de neîncredere în corpul persoanei respective. Neîncredere că oare mă ajută, nu mă ajută. Deci nu simt aceeași vibrație puternică și frumoasă pe care am simțit-o ceva mai devreme la altcineva. La această persoană o simt, da, vibrație joasă, cu neîncredere, uneori cu rușine, alteori cu umilință, jertfă, sacrificiu, dar pe o conotație negativă, pe o vibrație foarte joasă. Adică în loc ca acea rugăciune să fie cumva înălțătoare și să înalțe acea persoană, dimpotrivă parcă o menține sau o lasă într-o vibrație mult mai joasă decât ar fi fost ea. Percep că toată puterea ei ca persoană și-o dă unei supraputeri. Că ea e atât de nevrednică încât nu poate face ceva, ceea ce își dorește și cere ajutorul unei supraputeri. Asta aveam să spun. Bine, Vera, mulțumesc. La 3, observă mecanica rugăciunii atunci când este însoțită de mâinile unite. 1, 2, 3. O energie frumoasă de yin și yang și observ o sferă de lumină creată din împreunarea celor două mâini. Cu o vibrație frumoasă, puternică și în care are loc acel echilibru între energia feminină și masculină. Între sentimente și partea pragmatică a omului, da, e o energie puternică. Acum, observă mecanica rugăciunii făcute în prosternare, în genunchi. Cu mâinile împreunate sau nu? Sau doar în genunchi, fără să țină mâinile împreunate? În prosternare, în genunchi. Energia umilinței. O vibrație joasă. De om înfrânt. De om supus.
Acum, observă actul de rugăciune realizat prin ridicarea mâinilor în sus. Da, e mult mai ridicat, mai cu o vibrație mai puternică, mai înaltă decât cea în genunchi. Dar și aceasta indică tot o nevoie, o rugăciune către creație. Creația pe care o consideră mult mai intangibilă, mai corect spus. Adică acea persoană nu simte că divinitatea și creația e și în el, ci o consideră ca fiind undeva aparte, undeva deasupra lui, la care el nu poate avea acces. La cei necredincioși care au fost foarte mult timp necredincioși, în special percepă această rugăciune, la cei exasperați, în care nici ei nu mai știu dacă să creadă în divinitate sau nu, sau în cineva. Deci o rugăciune de exasperare. O percep. Da. Bine, Mirela. Contemplând planul eteric, observă diferitele practici ale rugăciunilor libere față de recitarea rugăciunilor liturgice. Ce captezi? Rugăciunile libere le percep ca fiind făcute din tot sufletul, de către cei ce le practică, fără a fi împinși, constrânși de ceva sau cineva, o fac din liberul lor arbitru, din inițiativa lor și o percep ca fiind de o vibrație foarte înaltă și înalțătoare, cea în cadrul liturghiilor, din cadrul ritualurilor religioase. Observ că unele, da, au un caracter pozitiv sau energetic, vibrațional, mare, înalt, încărcat, altele nu neapărat. Le percep pe cele din biserici ca fiind uneori spuse ca niște simple ritualuri, ca niște simple poezii. Ele capătă o vibrație înaltă atunci când cei care le spun chiar cred în ele și le simt și le percep. Doar atunci ele capătă o putere egală sau mai mare decât cele făcute de către persoanele libere oriunde ar fi. Deci când ele sunt doar recitate, n-au niciun fel de valoare. Indiferent că sunt spuse într-o biserică sau acasă. Deci, toate rugăciunile spuse din proprie inițiativă, spuse din suflet și în care crezi, indiferent unde sunt spuse, în biserici sau acasă, liber, toate astea au un caracter înălțător, vibrațional și energetic. Bine, Mirela. Acum, caută ce poate să creeze rugăciunea, adică toate implicațiile acțiunii acestei practici, dincolo de intervențiile entităților chemate de credința credinciosului. Mai repetă, te rog, o dată întrebarea. Ce? Caută acum ce poate să creeze rugăciunea, adică toate implicațiile acțiunii acestei practici, dincolo de intervențiile
entităților chemate de credința credinciosului. Liniște, pace, iubire, fericire. Creează liniștea e prima. Liniștea și pacea. Liniștea la nivel lăuntric, din cap până din chakra a șaptea până în prima, deci din cap până în picioare. Liniște și pace. Și apare acea iubire necondiționată, iubirea de tot, de sine și de aproapele tău. Da, indiferent de ce entități chemăm în acele rugăciuni, astea aduce rugăciunea. Liniște. Liniște, pace și iubire. Un sentiment de mulțumire, de beatitudine, de înțelegere, înțelepciune, răbdare. Și iluminare, bineînțeles. Iertare. Toleranță, compasiune, generozitate, dăruire, într-un cuvânt, iubire necondiționată. Bine, Mirela, mulțumesc. Acum vom continua cu partea explorativă. Vreau să-mi răspunzi ce alte entități vin atunci când un om se roagă. Îngeri, arhangheli, entități de lumină, suflete rătăcite, suflete din beznă, sufletele ce au fost chemate în rugăciune sau pentru care s-a făcut rugăciunea. Observ și suflete și entități de întuneric, dar la o distanță mai la o anume distanță de aceste entități de lumină. Bine. Mirela, spune, după rugăciunea efectuată de cineva, la ce vibrație ajunge acea persoană? Depinde ce fel de rugăciune sau cum o spune sau de unde pornește acea rugăciune. Dacă e verbală, mentală, sufletească, din inimă. Dacă e din inimă, ajunge la cea mai înaltă vibrație posibilă pentru corpul acelei persoane. Nu există un standard, o frecvență minimă și maximă. Fiecare om are un maxim la care corpul lui fizic poate ajunge. Ceea ce pentru mine e o frecvență înaltă, pentru altul e foarte înaltă sau mijlocie. Deci depinde fiecare om. Pe ce vibrație maximă poate ajunge. Nu e o limită.
Dar oricum, spuneam, cele pornite din inimă sunt la nivelul cel mai înalt posibil ce-l poate duce acea ființă umană. Fără a spune o cifră. Încă diferă de la om la om. Toți venim pe acest pământ pentru o anumită misiune în viață. Fiecare facem câte ceva și suntem la școala vieții în diverse clase. Fiecare clasă la care suntem înseamnă o vibrație a noastră personală. Și acesta e motivul pentru care nu pot spune o cifră în funcție de rugăciune. Sunt persoane care sunt în clasa a 12-a, să mă exprim, și normal că au o vibrație foarte înaltă de la început, de când s-au încarnat, de când au venit pe pământ. În timpul unei rugăciuni merg la o vibrație și mai înaltă. Iar un altul care a venit în clasa întâi, să spunem, pe pământ, în această încarnare, nivelul lui maxim e mult mai mic decât cel pe care l-a avut cel ce s-a încarnat în clasa a 12-a, să spunem. Deci nu există o cifră unanim acceptată în funcție de fiecare om în parte. Dar am spus, fiecare rugăciune și modul cum o spui și cum o simți și o percep te ridică la cât se poate de mult. Cu cât rezonezi tu, cu cât de mult simți, percepi și înțelegi acea rugăciune pe care o faci în interiorul tău. Deci nu în exterior, în interiorul tău. Cu cât de mult te atinge, o înțelegi și o percepi, cu atât de mult impactul e mai mare, mai profund și înălțarea e pe măsură. E direct proporțională. Bine, Viola. Spune-mi, te rog, atunci când cineva se roagă, poți vizualizezi la cine se conectează? Fiecare se conectează la entitățile în care cred. Unii se conectează la entități de întuneric, alții la entități de lumină, alții la entități care cred că sunt de lumină. Nu știe toată lumea la cine se conectează, dar ei cred în cineva. Chiar dacă acel cineva la care se conectează nu e cel la care cred ei. Ar trebui luată fiecare persoană în parte și verificată. Dar da, teoretic, în mintea lor, ei știu că se conectează la cineva, la o entitate de lumină. Sunt foarte puține persoane care se conectează la entități negative, malefice. Aceia sunt vrăjitorii, răufăcătorii, dar nu despre ei vorbesc. Vorbesc acum despre persoanele care teoretic și practic ei se conectează la acele entități luminoase, dar care entitățile de întuneric uneori își iau o mască pentru a induce oamenii în eroare că sunt entități de lumină în vederea păcălirii, ca să mă exprim doar atât. Deci oamenii teoretic se conectează la entitățile de lumină în care cred ei, fiecare în funcție de religia pe care o are și din ce țară, spațiu geografic sau istoric se află. Și mai sunt și alții care se conectează la propria lor putere, la sinele lor cel mai înalt, la divinitatea din ei. Bine, Mirela, mulțumesc. Dacă ai transmis toate, deconectează-te de la mentalul colectiv. Da. O să număr de la 1 la 3. De la 3 o să deschizi ochii. 1. Te deconectezi total de tot și de toate. Toate rezidurile, toate parazitările dispar. 2. Simți o senzație de bine, îți cuprinde tot corpul. Iar tu, acum poți ridica frecvențele treptat la o frecvență optimă
care te va soți pe perioada zilelor, săptămânilor, lunilor. Și te simți bine, te simți odihnită, te simți calmă și liniștită. Ești fericită. Corpul tău se trezește. Devine din ce în ce mai puternic. 3. Poți să deschizi ochii. Bună, Miguel, mulțumesc. Cu plăcere, Claudiu. La cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza, e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio, Caio, Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi. Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi,
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale, a caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva, che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico, implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.